CSM Ceahlăul Piatra Neamț a efectuat luni 14 ianuarie primul antrenament din acest an. Ședința de pregătire s-a efectuat la stadionul Ceahlăul din Piatra Neamț, acolo unde va continua de fapt pregătirea în toată perioada de vacanță competițională. Prima parte a antrenamentului s-a desfășurat în sala de socializare și asta pentru că nu s-a putut desfășura pe terenul sintetic din cauza zăpezii. După ce s-a curățat o porțiune de teren, sportivii galben-negri au efectuat câteva exerciții cu mingea și au alergat. Băieții au avut chef, după cum ați văzut, și să sperăm că returul va fi mai bun decât turul. Programul pentru primele săptămâni? Readaptare la efort, pregătirii specifică, apoi în următoarele săptămâni și jocuri amicale. Meciul cu Aerostarul este stabilit? Da, și cel cu Bucovina-Rădăuță, data de 16 februarie. Aici? Da. În afară de cele două cu Aerostar și Bucovina, ce alte adversari ar mai fi? Am discutat cu Miercurea Ciuc, Foresta Suceava și Botoșan noi. Cu siguranță că vom juca cu ele. Chiar dacă se întorc pe o perioadă de pauză în care tentațiile au fost nenumărate, petreceri, mese copioase, sportivii CSM Ceahlăul își doresc pentru acest sezon cel puțin să egaleze performanța din tur. Cu ce gânduri? Hai, Florin. Bună ziua, în primul rând. La mulți ani, multă sănătate. Vă doresc un an nou mai bun. Ce gânduri? Vrem să facem cel puțin performanța pe care am realizat-o în tur. Dacă nu și mai bine, avem de gând să ne pregătim. Cel mai important este să fim sănătoși și să fim un grup unit. Greu după sărbători? Vă dați seama, am combinat mâncărurile, am mai petrecut și noi. Primele două săptămâni sunt de acomodare. După aia, încet, încet, o să ne dăm drumul la elanul pe care vrem să-l obținem. Sunt și câteva modificări în lot. Sunt deocamdată trei plecări, cu Ibarii, Sârbii și Agache. Veniri, un băiat de la Roman, Isciuc, 19 ani, mijlocaș lateral, în probe. Și posibil să mai apară 3-4 jucători în probe. Sperăm.